se mai conecteze ceilalți. Vreau să vă aduc la cunoștință ceva foarte important despre noile acțiuni acestui guvern impotent contra municipiului Chișinău, contra locuitorilor municipiului Chișinău, contra agenților economice. Văd că oamenii se mai conectează între timp. Bună, Ion. Ok, sper că sunteți bine, sănătoși cu toată lumea. Ați început anul școlar, cei care merg la școală, cei care merg la universitate, vacanța pentru ceilalți, practic s-a finalizat pentru cei mai mare parte a oamenilor. Mai sunt care aleg septembrie. Cine alege septembrie să vă fie de bine. Deci, haideți să începem cu subiectul care am rugat să fie desfășurat ședința cu comisiei situației excepționale astăzi. Deci așa, avem stare de urgență în depozitarea deșeurilor din construcții, demolări și deșeurile rezultate în procesul de salubrizare a orașului. Pe parcursul zilei de ieri s-au acumulat, la fel ca și astăzi, containere, peste 50 de autocamioane doar a primăriei municipiului Chișinău, nu vorbim de agenții economici, care sunt alte, peste 100 de camioane, în urma salubrizării orașului sau evacuării gunoiului din construcții. Dacă știți, în curțile de bloc sau aferente construcțiilor sau în parcuri, dacă vedeți, se încarcă aceste autocamioane, tractoare cu acest deșeu. Agenția de mediu cu specialiștii de la ei au blocat ieri depozitarea deșeurilor din construcții, demolări și deșeurile rezultate în procesul de salubrizare a orașului. Repet, asta înseamnă sute de tone de crenci, de ceea ce salubrizăm în cimitire, toate demolările din construcții care au loc, aruncarea gunoiului de acest tip. Mare absurditate. În loc să soluționez întrebările care prezintă pericol pentru securitatea națională, toată învălmășala asta cu alertele de bombe și prinsul tot felul de narcomani care se fac responsabili de aceste alerte cu bombe și bulversarea pe aeroportul internațional Chișinău cu mii de oameni care trebuie să-și schimbe orarul, cu multe altele, cu identificarea potențialilor răufăcători la nivel de guvern, în contractele de gaz, în contractele pe Energo.com, în contractele pe ceea ce ține unde a fost vătămată partea română, Râbnița, Boșcană, la care mă voi referi, SIS a venit să numere, SIS, stimați prieteni, a venit să numere mașinile de gunoi la strada Calea Ieșilor, unde este poligonul, și să blocheze împreună cu deci agenția de mediu aceste lucruri. Sunt lucruri ieșite absolut din comun. Repet, gunoi acumulat și aici vreau să accentuez și pentru SIS și puteți iarăși să veniți să ne căutați, să vă instalați pe aici și pentru guvern și pentru președinție și pentru parlament și pentru agenția de mediu. Dacă în continuare veți tergiversa, noi vom face o săptămână, vom acumula acest gunoi, vom face video ca toată lumea să vadă ce faceți dumneavoastră și de ce blocați acest lucru și vom începe să vă aducem gunoiul în fața instituțiilor voastre. Asta înseamnă la guvern, asta înseamnă la președinție, asta înseamnă la parlament și asta înseamnă la instituțiile direct responsabile. Acum declar cu toată fermitatea acest lucru. Iar dacă în continuare veți bloca la stația edipurare, ce aici aveți de blocat acolo, vom aduce și nămolul să vă put în fața voastră. Pentru că în Chișinău nu put, iar vouă nu vă place. Trebuie neapărat să faceți ca lucrurile să degenereze. Astăzi, în ședința Comisiei Situației Excepționale, a fost raportată situația cu privire la blocarea procesului de colectare a deșeurilor. Au fost chemați la ședință și reprezentanții Ministerului de Mediu, ca să nu spună că noi cumva i-am ignorat. Dar au refuzat să participe.
Acel executor docil a Cancelarei de Stat, la fel, nu a participat. Deja e rușine să participe acolo. Și îl înțeleg perfect. Guvernările vin și se duc. Dar presiunea funcționarilor care fac tot felul de lucruri murdare rămâne pe hârtiuță, birocratic. Și fiecare odată sau mai târziu va răspunde pentru aceste lucruri. Deci, repet, în Chișinău am declarat stare de urgență în acest sens după multiplele solicitări, demersuri și pași executați, în special în ultimul an, în depistarea unui nou teren pentru depozitarea deșeurilor de construcții și salubrizare. Este regretabil că guvernarea actuală, incompetentă și impotentă, repet, continuă să ne pună bețe în roate. Aici, în Chișinău, locuiesc peste 40% din populația Republicii Moldova și mai mare bătaie de joc de oameni nu am văzut. Reiterez, ieri Agenția de Mediu a blocat accesul mașinilor la platforma municipală, calea ieșilor, care se află în folosință, S.A. Edilitate, unde acționar este municipiul Chișinău, unde se aduc aceste deșeuri. Terenul reprezintă o fostă carieră de calcar și este actualmente o alternativă în contextul în care terenul atribuit Direcției Generale Locuințe Locativ Comunale și amenajare pentru amenajarea depozitului pentru deșeuri din construcție și demolări este epuizat. Astăzi am votat la Comisia Situații Excepționale. Ne-am asumat colectiv să depozităm deșeurile provizorii la poligonul din calea ieșilor. Între timp să continuăm să insistăm pe înregistrarea actelor deja la care s-a lucrat mult în ultimul an, pentru că s-au pregătit absolut toate documentele, iar acest minister care se scarpină și așteaptă ca lucrurile să degenereze, tot caută tertipuri și trimite tot felul de scrisorile, că asta, că nu asta, și după care activează tot felul de pitici din organele responsabile, haideți să spunem așa, pentru că sunt oameni foarte cum se cade, și la SIS, și la Procuratură, și la Centrul Național Anticorupție, dar când spun că un papă lapte a venit la SIS și dă indicații contra Republicii Moldova și contra populației din Republica Moldova, este regretabil. Caută-ți băieții de treabă, vezi că ai de făcut foarte multe pe zona de aeroport, pe multe altele. Insistăm ca decizia să fie examinată imediat de guvern și instituțiile centrale de ramură. Solicităm ca Comisia Situației Excepționale să facă cunoștință imediat cu acest subiect și decizia Comisiei Situației Excepționale la nivel municipal. Între timp, doar cu titlul de informare. La Boșcana, unde se depozitează astăzi o parte din gunoi din municipiul Chișinău, care este colectat neautorizat, a fost autorizat de către ministerul respectiv în componența actuală a ministerului pe un timp de 5 ani de zile. Acolo este catastrofă ecologică pentru 4 minimum localități și municipiul Chișinău. Și habar nu are niciun ministru și niciun deputățel care să se ducă încolo să vadă ce se întâmplă de fapt. La Râbnița, guvernarea a încălcat decizia luată de Agenția Mediului. A încălcat. Pentru că cei de la Agenția Mediului s-au gândit că odată autorizat, a doua oară, guvernul vine, pleacă, iată cum astăzi s-a spus la un ministru acolo. Ai, vezi că suntem afară. Și o să-l dea afară. O să-l dea afară, dar el deja a executat lucruri care sunt pasibile urmăriri și penale și administrative. L-au folosit sau au folosit-o pe doamna ministru ca pe știți ce. Și o să-i dea un șut în fund. Nici mulțumesc nu o să-i spună. Așa că foarte mult gândiți-vă când executați. Nu contează că la Procuratură, că la Centrul Național Anticorupție, când guvern, că la agenții, ceea ce faceți când primiți indicații politice dintr-un cabinet a unor frustrați. La Râbnița, repet, au negociat, cum spun ei, cu separatiștii și au permis iarăși o catastrofă destul de amplă în zonă pentru cetățeni. La asta s-au referit foarte mulți, nu vreau să dau detalii. Știți cum au rezolvat întrebarea cu lemnele? Astăzi pădurile se desfrișează pe ascuns la greu. Mai mult decât atât, foarte mulți cetățeni, foarte mulți primari, idei nu au unde să se adreseze, cum să adreseze, ce să facă, cum să poată obține aceste lemne în incertitudine pentru situația din iarnă. Iată, așa au soluționat cei de la minister subiectele. Cu Nămol, repet,
Obiectivul a fost ca primăria municipiului Chișinău să nu poată reduce din nămol din acele 100 de metri cubi produși zilnic, chiar dacă stația de depurare va fi modernizată. Și un proiect de 100 de milioane de lei blocat de către aceiași specialiști la minister. Ce încearcă să facă primăria Chișinău? Mai totul se încearcă a bloca. Pe lângă Namol am făcut referință și la recultivarea gunoaștii de la Bubuieci, de la Ciocana. Contractul de 9 milioane de euro a fost semnat, banii sunt acceptați, dar sunt blocați de către specialiștii de la PAS din actuala guvernare. La Țânțăreni își bagă coada pentru a face rău, au făcut tot posibilul ca să nu semnăm contractul. Vreau să întreb, unde este concepția deșeurilor zero? Unde sunt alte angajamente foarte mari asumate în campania electorală și la care nu s-a făcut nimic, nu s-a mișcat un deget până în ziua de astăzi? Vă doresc succes și, repet, dacă veți continua tot așa, o să acționăm în altă formă. Și este regretabil că ați adus toată populația la Sapa de Lemn. Și răbdarea oamenilor tot este la limită. Sănătate tuturor!